familie. Am ieșit astăzi din stradă pentru salvarea locului de muncă, a societății și pentru a nu fi asistați social. Ne dorește statul, văd. În România asta e cea mai bine plătită meserie de asistat social. Și guvernanții noștri să stea la căldurică, în excursii până Dubai și noi decât să le plătim taxe și impozite. Pentru locurile de muncă, pentru, eu mai am puțin, dar pentru tineret, pentru viitorul orașului, cum să zic, pentru noi, să avem un loc de muncă, pentru oraș, să fim, să nu fim muritori de foame, să nu ajungem la sărăcie. Va găsi o soluție la domnii guvernanți să găsească o soluție, că va fi greu pentru oraș, pentru toată lumea, va și fi pentru greu. Pentru toată industria României. Să găsim înțelegere că de la uzina lor, de aluminiu, puterea e mâinile lor, nu a noastră. Noi încercăm să tragem un semnal de alarmă, dar mai mult de atât, ce putem să facem? Încercăm. Asta e ultima soluție, să ne dăm toată energia și toată suflarea aici. Mama lor la toți.